Sfânta Liturghie o facem astăzi pentru medicii, pentru cei ce trudesc în acest spital. Vechi nașere de prunci și pruncii ce se nasc, pentru mamele și pruncii care sunt în acest spital internați și pentru ca Domnul să ne înțelepțească să trăim cu rost viața noastră. Răznuim astăzi, nu întâmplător, pe Sfinții Adrian și Natalia, care au fost o familie. Și în fața prigoanei credinței, când Adrian alege să mărturisească adevărul până la moarte, vedem că Natalia, primul gând, nu își îndreaptă gândul spre ea însăși. Voi rămâne văduvă. Îmi va fi greu. Îmi va fi greu fără soțul pe care îl iubesc față de sprijinul casei. Ci înțelege că mărturisirea adevărului și credința care dă sens vieții este mai presus de aceste îngrijorări legitime și îl încurajează și îl întărește pe soțul său în alegerea pe care a făcut-o ea însă sfințindu-și viața. Și înțelegem din pilda vieții lor că nașterea pe care am primit-o ca dar de la Dumnezeu împreună cu lucrarea părinților noștri, nașerea pruncilor însăși, nu ne este dată doar ca să umplem acest pământ și să-l împodobim și să ne împodobim casele, să avem o statornicie și o mânghiere vremelnică. Nașerea ne este dată spre a înțelege adevărul și dragostea lui Dumnezeu, spre a înțelege că Dumnezeu este adevărul și a mărturisi adevărul până la capăt, chiar până în fața morții, precum Adrian și Natalia, înseamnă a-ți împlini rostul vieții și rostul nașterii. Nu ne-a fost dată viața ca să o petrecem ciclic, ca să o petrecem doar în nevoile și în grijile pe care le avem. Și ne-a fost dată ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne-a fost dată spre cer, spre veșnicie. Nu doar pentru o perioadă de timp, nu doar până la moarte, ci însăși viețuirea noastră pe pământ este o înțelegere a bogăției vieții care nu are sfârșit. Suntem chemați la veșnicie, suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L mărturisim. De aceea, nașterea pruncilor este pentru noi o înțelegere că împreună cu Dumnezeu lucrăm. Voia lui Dumnezeu pe pământ, împreună cu Dumnezeu, împlinim rostul din veșnicie pentru noi înșine și pentru pruncii care sunt chemați ei înși să-L cunoască pe Dumnezeu. Și datoria mamelor este nu numai să nască pruncul, ci și să-l învețe, să-l încredințeze despre această menire a lui, despre acest rost al lui. Menirea medicului este să lucreze ceea ce a făgăduit la sfârșitul studiilor sale, cele ale vieții și numai pentru viață. A oricărui medic, cu atât mai mult a medicului ginecolog. Din păcate, bântuie umbre prin care adevărul este bajocorit în zilele noastre. Când medici gândesc în eutanasie bunăoară, au puterea de a lucra în locul lui Dumnezeu, încurajând oamenii să nu-și mai înțeleagă viața ca un dar și cu un rost, chiar și în suferință, chiar și în durere. În fața acestor umbre, suntem chemați precum îngerii odinioară în cădere, să auzim glasul Arhanghelului care spune să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. De aceea și la liturghie spunem, în momentul în care ne apropiem de epicleză, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce.
cu atenție, cu înțelegere că Dumnezeu lucrează în istorie, lucrează în viața noastră și cunoaște toată slujirea noastră. Și atunci când ne împlinim rostul, îmbogățim nu doar pământul, nu doar pe noi înșine, ci îmbogățim cerul și împlinim voia lui Dumnezeu. Ca toți oamenii și pruncii ce se nasc să-L cunoască pe Dumnezeu și să se bucure între aceasta. Îngerii lui Dumnezeu slujesc oamenilor pe pământ și prin această slujire împlinesc voia lui Dumnezeu. Dar îngerii lui Dumnezeu, căutând fericirea și mântuirea oamenilor, își află propria lor fericire în această întâlnire cu Dumnezeu, care umple de putere, de sens și de fericire sufletul celui ce se apropie de El. Pentru că Dumnezeu este adevăr și iubire neclintite. Din păcate, cuvântul omului se clatină. Astăzi este da, mai târziu este nu. Astăzi cere banii cu un împrumut pentru 2 zile, peste 2 ani sau 15, se mai gândește dacă trebuie să dea acel împrumut. Astăzi se jură că a făcut acel lucru, mâine recunoaște că l-a făcut. Astăzi crede în Dumnezeu și se roagă în biserică, mâine este ucigaș de prunci sau de oameni. Dumnezeu ne-a chemat să fim de o asemănare cu El. Cuvântul să ne fie dat până la capăt și cuvântul lui Dumnezeu să-L trăim cu înțelegere, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. În Psalmul 17 este scris: cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărărnic te vei îndărărnici. De aceea viața unora este senină și ocrotită de Dumnezeu, pentru că gândul lor este drept și cuvântul lor este drept în cea mai mare parte a vieții lor. De asta viața unora este zbuciumată de tragedii și dureri. Uneori pentru sfințenie, precum în viața lui Adrian și Natalia, alteori ca semn că nu și-au înțeles rostul cuvântului și al slujirilor. De aceea, îndeosebi într-un spital ca acesta, să punem la inimă cuvintele Arhanghelului, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să înțelegem că slujirea noastră este o slujire care presupune nu doar 8 ore de muncă, nu doar un salariu, ci presupune împlinirea voiei lui Dumnezeu și împlinirea sau ratarea rostului nostru pe care Dumnezeu ne-l pune în viață. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și cu această liturghie să ne întărim în înțelegerea cea bună, în alegerea cea bună, în slujirea cea bună, ca să putem auzi la judecată cuvintele pe care Domnul le spune celui ce și-a împlinit rostul pe acest pământ: bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Amin. Să ne ajute Dumnezeu.